Predicții UEFA Champions League de 200 IQ. Salutare și bine v-am găsit la nou videoclip cu predicții de UEFA Champions League. După cum știți, s-au tras acum ceva zile sferturile de finală. Așa că am zis că merge să filmez un clip cu predicția mea pentru sferturi și pentru semifinale și desigur și pentru finală. Dacă mai vreți predicții, nu știu, pentru Cupa Mondială, când o să fie Cupa Mondială desigur, lăsați un like acolo, hai să facem 2000 de like-uri. Astăzi nu vom prezice doar cine se califică mai departe, vom încerca să prezicem și scorurile din sferturile de finală. Hai să-i dăm drumul. Primul meci o să luăm așa în ordine, Benfica vs Liverpool. Aici, după cum puteți vedea, mi-a pus joc automat Benfica, dar Benfica, părerea mea, că nu are efectiv nicio șansă în fața celor de la Liverpool. Cred că cei de la Liverpool se vor califica încă din tur, adică nu cred că se vor mai chinui și cu returul, cred că vor da tot ce pot în tur ca să fie deja calificat și după să stea băieții pe spate la meciul retur. Chiar dacă Benfica a reușit totuși să surprindă acolo grup, a bătut Barcelona, a reușit acum să surprindă bătând Ajax-ul, totuși, cu cei de la Liverpool nu cred că vor face față, asta este părerea mea. Și desigur că trebuie să mergem să punem și aici un scor corect, atât în tur cât și în retur. O să mergem cu turul, frate, am zis că o să joace forță în tur și cred că o să le dea Rejer un 3-0. Sau oare să marcheze și Benfica? Nu, cred că poate să marcheze și Benfica. O să merg pe un 4-1 în tur, băieți. Nu 4-10, bă, 4-1, frate, 4-1 în tur, băieți. Iar în retur cred că se va termina la egalitate meciul, așa că la retur o să merg pe un 1-1. Și teoretic Liverpool merge mai departe cu 5-2 la general. Trece destul de lejer Liverpool mai departe. Să sperăm că se va întâmpla așa și că am dreptate, ar trebui să bag și la pariuri. A, da, băi, și ca să mă laud, am luat și eu aseară un bilet la pariuri, că am băgat pe Barcelona. Și a rupt Barcelona cu 4-0. Așa, o să mergem la al doilea meci, care este Villarreal vs Bayern. Nu știu cât de bine joacă Villarreal, nu m-am uitat la meciul cu Juventus. Mi s-a părut un meci care teoretic n-avea cum să fie interesant. Dar uite că Villarreal a câștigat cu 3-0 la asta, chiar nu așteptam. N-am văzut nici măcar rezumatul. Nu știu de ce este capabilă Villarreal în acest sezon. Însă anul trecut au câștigat Europa League. Probabil că vor încerca cu Bayern, dar totuși Bayern este o mașinărie de fotbal. Foarte greu să le faci față celor de la Bayern München, foarte greu să-i faci față lui Lewandowski. Apărarea celor de la Villarreal va avea multe probleme, 100%. Dar eu cred că cel puțin în tur va fi un meci strâns. Dar o să merg 100% că se califică mai departe Bayern. E aproape imposibil să facă încă o dată surpriza Villarreal. Au făcut-o cu Juventus. Oricum Juventus nu e în cea mai bună formă din istorie. Dar o să merg aici în tur pe un 1-1, frate, o să merg pe un 1-1 aici în tur. Și cred că Bayern își va asigura calificarea în retur, unde în retur vor zburda așa pe teren, dacă putem spune, efectiv cum a făcut și cu Salzburg. Cu Salzburg egalitate în tur, iar în retur au câștigat lejer. În retur cei de la Bayern vor câștiga cu 4-0, frate. 4-0 pentru cei de la Bayern München în retur. Băi, eu sper măcar un scor să-l ghicesc corect, chiar dacă sunt inversate, măcar un scor să-l ghicesc corect ar fi mișto, sau măcar scorul general ar fi mișto. Deci Bayern câștigă cu 5-1 la general, băieți, împotriva celor de la Villarreal. Manchester City vs Atletico Madrid. Și aici o să merg pe o surpriză, frate. După părerea mea, Manchester City nu e făcută pentru UEFA Champions League. Foarte greu pentru băieții ăștia să câștige Champions League, pentru că nu joacă cu pasiune, dacă putem spune așa. Au pierdut finală, ba pierd prin semifinale. Mereu se găsește o echipă care să le facă față celor de la Manchester City. Eu zic că vor fi scoși destul de devreme de către cei de la Atletico Madrid. De ce? Pentru că Atletico Madrid e forță pe apărare și va fi foarte greu pentru Manchester City să-i desfacă. Asta este prima surpriză pe care o veți vedea în clipul ăsta și singura. Mulți nu vor fi de acord cu mine, dar așteptăm să vedem meciul, poate, cine știe, poate am dreptate sau poate va fi spulberat Atletico, nu știu, o să vedem. Prima oară se joacă la Atletico acasă, Atletico foarte greu de doborât, așa dacă putem spune. Probabil că Simeone va juca foarte defensiv și va fi foarte greu pentru cei de la Manchester City să îi deschidă, așa că o să merg pe un rezultat de 1-0 pentru Atletico Madrid acasă. Bă, stai bă, că ăsta era în deplasare, stai așa. A, stai că prima oară se joacă la Manchester City acasă. Păi la Manchester City acasă, 1-1.
La Manchester City acasă 1-1, iar la Atletico 1-0, băieți, și se califică Atletico cu 2-1 la general. Cred că va fi o dublă manșă cu foarte puține goluri, asta este părerea mea. Mai departe, Chelsea vs Real Madrid, cel mai strâns match al sferturilor de finală. Bă, aici e destul de greu, aici chiar nu știi ce se poate întâmpla. Au mai jucat și anul trecut în semifinale, anul trecut Chelsea a scos-o pe Real Madrid, însă Real Madrid e on fire sezonul ăsta, chiar dacă au pierdut ei cu Barça acum cu 4-0. Totuși e on fire sezonul ăsta, Real Madrid, n-ai ce să zici. Și e greu, chiar e greu să alegi o câștigătoare. Totuși, favorita Real Madrid, nu știu, la Chelsea cred că sunt și ceva probleme acolo legate de club, nu știu, cu Abramovich, că a plecat Abramovich, nu știu cine e acum patronul la Chelsea, habar n-am. O să mergem cu Real Madrid, băieți, pentru sezonul bun pe care l-au. Au experiența necesară, Ancelotti acolo, foarte bun antrenor. Vinicius, Benzema în formă maximă, chiar dacă Araujo i-a cam pus capac lui Vinicius, dar lui Benzema nu cred că îi punea capac, dacă juca desigur. Bă, o să mergem cu Real Madrid și bă, cred că va fi o dublă manșă destul de spectaculoasă. Bă, în tur cred că se vor da ceva goluri, o să mergem pe 2-1 pentru Chelsea acasă la Real Madrid, adică pe Bernabeu e greu să câștige Chelsea, așa că se va termina 3-1 și se califică mai departe Real Madrid cu, cât vine, cu 4-3 la general, cred că așa vine, nu? Și acum avem Liverpool vs Bayern, băieți. Bayern, ăsta o să fie un meci foarte strâns, zic eu. Chiar nu știu pe care să merg, foarte, foarte greu de zis. O să merg cu sufletul, frate, pentru că mie îmi place Liverpool. Fan Bayern nu prea sunt, îmi plăcea foarte mult Bayern când era Robben la ei. Așa că o să merg pe Liverpool. Cred că din nou se vor da ceva goluri. O să merg pe un 4-2-5-3 la general pentru Liverpool. Ceva de genul o să merg. Și Liverpool se califică mai departe în finala UEFA Champions League din nou. Atletico vs Real Madrid, un duel destul de interesant. De obicei cei de la Real Madrid îi cam bat pe Atletico pe unde îi prind prin UEFA Champions League. Cam îi distrug băieții de la Real Madrid pe ăștia de la Atletico. I-au bătut în finală de două ori, i-au mai bătut și prin sferturi sau nu mai știu pe unde i-au bătut. Deci efectiv nu țin minte să-i fi bătut Atletico vreodată în UEFA Champions League. Așa că se califică Real Madrid lejer. Un 3-1 la general, 4-2 la general, ceva de genul. Merge mai departe în finală. Finala Real Madrid vs Liverpool. O finală reeditată. Am mai jucat în 2019. Parcă ar veni vremea pentru Liverpool să-și ia revanșa teoretic, nu? Pentru ce s-a întâmplat în finala aia, că nu își vor lua. Dar părerea mea că nu își vor lua revanșa pentru că Real Madrid va câștiga. Deși totuși Klopp acum are experiența, adică a știut atunci, de exemplu, cu Tottenham să adopte tactica potrivită. Totuși Real Madrid e Real Madrid, greu să o dai cu Real Madrid să adopți o tactică bună. Real Madrid te poate surprinde în orice moment, mai ales cu Benzema, dacă se activează îți dă lejer din două faze, două goluri. Așa că o să merg pe Real Madrid, băieți. Real Madrid câștigătoarea UEFA Champions League. Sunt curios dacă voi nimeri măcar echipele care se califică, nu neapărat scorurile, măcar echipele care se califică mai departe și în asemenea câștigătoarea. Chiar sunt curios dacă Atletico va reuși surpriza. O să vedem. Reveniți la clipul ăsta după ce se joacă sferturile de finală, băieți, și comentați aici să vedeți dacă am avut dreptate. Da, ăsta a fost clipul. Nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.